Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod de Minecraft Mod Showcase. Bun, îmi pare rău că n-am apucat să postez sâmbătă, dar na, știți care e buba. Așa n-are rost să o iau, s-o reiau. Postăm astăzi, nu știu dacă postez din nou sâmbăta viitoare, habar n-am. Dar cert este că o să încerc să rezolv problema cât mai repede, problema cu placa video pentru cei care nu știu, și na, să ne reintrăm în ritm, cum mergea treaba înainte, așa să meargă și de acum încolo. Bun, astăzi prezentăm modul Insta Structures, parcă așa se numea, numai o clipă, se numea Instant Massive Structures, Insta Structures, nu, Massive Structures, ok. În primul rând, aveți toate rețetele de la aceste blocuri în linkul din descriere, da? De aceea nu le-am mai făcut pe aici și nu le mai prezint, pentru că le aveți frumos cu poze direct în linkul din descriere, linkul care duce către forumul modului. Da, aveți acolo tot ce trebuie să știți. Bun, hai să încep să vi le prezint. Magic Pyramid Block, da? Îl facem frumos și în momentul în care îl pui pe jos, te dai într-o parte, bă, nu mai știu, cred că trebuie activat cu redstone ceva. Ha, mă. S-o spargi, ce-i faci? Ce faci, mă? Ești nebun? Uite un... Aia firai tu să fii. Uite că la chestia asta nu m-am uitat. Nu m-am gândit să mă uit. Ia, mă, bă, cum faci chestia asta, mă, ești nebun? Hei, bam, click dreapta era. Dacă acum am aflat. Bun, chestia asta face o piramidă, da? Vedeți și voi, puteți intra în ea, e goală, n-are nicio treabă. Bun, următorul place, hai să luăm mai multe. Avem ăsta, așa, bam, hai să vedem. Deci, avem Magic Tower Block, poc, da, vedem că face așa ca un, mă rog, face un, o căsuță foarte dubio. Ok, foarte mare grijă la prăjitura aia că e buguită și, na, dă crash. Vedeți și voi că arată cam dubios, nu aia ar fi trebuit să fie textura unei prăjituri, dar, mă rog. Bun, pur și simplu un turnuleț, o căsuță pe niște piloni. Nimic foarte special. În continuare avem Magic Enchantment Room Block. Da? Pac, click dreapta, vedem că ne face o încăpere cu bookshelf-uri și cu un enchanting block în mijloc. Magic Lighthouse Block. Pac, face un... Oh, the fuck. Un far, evident. Vedem că îl face destul de mare și avem și glowstone în vârf. Pac, următorul pe lista este un Magic House Block. Pac, face o căsuță cu diverse iteme puse random, prăjitură normală de data asta, un cuptor, un crafting table și o măsuță. Lipsește ușa, dar ne, aia bănuiesc că puteți să o puneți și singuri. Nu cred că contează. Pentru o clipă am zis că a dat crash. Boda! Ok, holy shit. Magic Treehouse Block, da, face o căsă în copaci. De fapt, o căsă într-un copac, mă rog. De fapt, e un copac foarte dubios, care probabil o să ia foc la, mă rog, primul flint în stil pe care îl oferi. Ok, Magic Wooden Penthouse. Ok, văd că face un colț ceva foarte dubios. Merge așa, Magic Iron Pan, pac, și ăsta din nou foarte dubios, bă da, hai mă dacă ne îndepărtăm un pic, foarte dubios, într-adevăr foarte, foarte dubios, cred că trebuie să fie la o oarecare distanță, ne face random, sau nu? Ok, pare nu face random, ci e foarte buguit.
Ok. Da, uite, vezi? Sunt invizibile chestiile astea. Da, în fine, trebuie puțin actualizat, dar înțelegeți voi care e mișcarea. Magic Nether Brick Pen. Opa, și ăsta la fel de buguit. Ce drept, am, așa. Magic Wheat Farm Block. Am, pac. Face, oh, low, nici nu face unde-i tai câmpul. În caz că vreți să vă faceți o fermă și vă este lene să stați să plantați, nabelea, asta e pentru voi. În continuare avem o grămadă de nebunii, să vedeți imediat. Hai, Magic Storehouse Block. Ne face dita încăperea cu un storage și bineînțeles cu fel de fel de nebunii în el, fel de fel de iteme, vedeți și voi. Hai să vi le arăt și pe toate, totuși. Busole, bulgări, foc, ender pearl, armuri, semne, tot felul de nebunii. Da, pur și simplu un storage room. Magic Trapped House Block. Căsuță, pur și simplu. De data asta, cactușii sunt buguiți, nu mă mai apropii să vă arăt. Da, mă rog, ați înțeles voi. Ideea e că, n-ați văzut, sunt puși prost unii peste alții și asta cauzează, bineînțeles, crash-ul. Ok, în continuare avem nu, Magic Trapped Lava House. Oare, sper că nu-i buguit, ok. Da, vedem că e cu lavă, nu știu ce. Water Slide Block, care crea, oh, leu, ăsta e șmecher. Creează un topogan cu apă, da, vii frumos aici. Și, aha, uite, mamă, șmecherie, bă, băiatule. Mă rog, nu stăm până jos, că stăm până mâine. Magic Bunker Block, care, ați ghici, face un bunker. Săgezi nebunii și poți să stai așa și să tragi în caz că ești atacat, în special de Enderman. Probabil o să facem și noi o măgărie de asta prin End, în momentul în care vom ajunge în aventură. Magic Arena Block face o arenă, probabil v-ați prins. Ok, pur și simplu arenă. Magic Lava Arena, hai să vedem asta. Ok, asta vă care și lava în părți. Mă rog, obsidian în cazul nostru acolo. Și Magic Sugar Cane Farm Block. Pac. Aceeași chestie ca și cu grânele, în caz că vă este lene să, cum să zic eu, să stați să plantați. Modul ăsta eu zic că e destul de util, adică nu știu ce să zic, mie îmi place, mie mi se pare chiar ok. Melon și pumpkin. Ok. Mie mi se pare destul de ok, adică, nu știu, l-aș băga dacă n-ar fi așa buguit. Nu în aventură, dar dacă aș face vreo serie o dată, chiar l-aș băga. Ok, ce avem noi aici? Magic Prison. Închisoare. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Repet, încă o dată, rețetele sunt în linkul din descriere. Magic Prison. De asta mai fancy, așa, din obsidian, nebunii. Ok. Maximă securitate asta, nu? E de aia să te joci cu ea. Oh, nice. Roller coaster. Foarte interesant. Magic Skyscraper Block. Asta cred că o să fie destul de mare. Ia. Ok, un zgrie nor făcut din stone și sticlă. Mă rog, nu văd la ce ar fi util, dar, na. Mă rog. Torch pattern. Ok, în caz că din nou vă este lene să puneți torțe pe jos. Magic airplane block. Oh, ok. Creează un avion. Nu văd la ce ar putea fi asta util, dar nu se știe niciodată. Magic cave block face o peșteră. Pur și simplu vii, cobori. Ah, din păcate nu vă pot arăta. Pentru că, na, vedeți și voi. Hai să vedem dacă mă duc eu un pic mai sus și pun ăsta. Serios? Ah, ok, face până pe stratul. Da.
Face până jos și ca să poți să minezi cum trebuie. Ok, frumos, frumos. Asta chiar e interesant. Chiar l-aș putea folosi. Mă rog, puteți să folosiți în orice serie, adică totuși. Poc, poc, poc. Așa, avem așa. Magic Boat Block, care probabil face... O, frumos, o bărcuță. Șmecher. Magic Air Balloon. Că okay, face un balon cu aer, care e destul de drăguț, după mine, adică când l-am văzut prima dată, mi s-a părut, wow, ar merge modul Archimedes Ship, poate o să o prezentăm o dată. Magic House Block, care face o căsuță foarte șmecheră, foarte, foarte șmecheră, copacel, șemineu, ok, căsuțele astea sunt tare periculoase, nu știu ce să zic, dar tare periculoase sunt căsuțele astea, nu știu. Magic Plane Block, da? Face un avion, mă rog, un super avion, pentru că vedeți și voi că arată destul de șmecher cu motoarele astea aici. Magic Dungeon, poc, face un dungeon, evident, cu un spawner de purceluși. Da. Magic Huge Pyramid. Să sperăm că nu dă crash. Oleu. Ok. Deci creează o D-type piramida. Foarte, foarte șmecheră. Oh, ok. Destul de interesant în interior, adică vedem că are diamante, chestii nebunii. Oh, opa, putem coborâ pe aici? Ia. Oh, nu știam. Oh, are labirint înăuntru. Și parcur. Ok. Opa. Ok. Mișto. Chiar... Ah, fuck. Chiar mișto piramida asta. Ești nebun? Chiar super. Asta mi-a plăcut. Magic Castle Tower. Poc. Face un... Opa. Hai, bă, mouse-ule. Hai, așa. Face un castel. După cum îl vedeți, nimic interesant, pur și simplu un castel. Magic Haunted House. Yeah, asta cred că o să fie interesantă. Time set 0. Să nu dea crash. Casă bântuită. Yeah. Ia să vedem. Meh. Pur și simplu. O căsuță, nimic special. Oh, hello. O căsoaie, de fapt, mai bine zis. Zidai căsoaia. Ok, în continuare, mă rog. Ultimele. Magic House, Magic House, Magic Flow, așa, Roller Coaster, Magic Stage. Bun, hai să vedem. Magic Mega Tower. Ia să vedem noi ce poate chestia asta, bloculețul ăsta, să creeze. Durează destul de mult, deci probabil creează ceva extravagant. Ia să vedem. Ok. Wow. 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 Din partea asta arată genial. Trebuie să recunoașteți. Blocul ăsta arată genial. Wow, frumos, frumos. Ia stați așa. Pare să facem și noi un screenshot, nu? Pentru... Stați așa. Pac, pac. Pac, 16, bam, bam. Să facem și noi un screenshot frumos, nu? Pentru... cum să zic eu? Pentru... Thumbnail. Totuși. Pentru că... Na, hai bă, încărcarea mai repede. Pentru că totuși, thumbnail-ul ăla nu se face singur. Deci da, bun. Poc! Perfect! Ok. Acum că am făcut și screenshot-ul foarte, foarte frumos, hai să trecem la Magic House Block. Oare ce o fi chestia asta? Sper să nu fie ceva foarte... ok. Wow! Asta chiar arată șmecher, prea șmecheră, totuși. Băi, ești nebun, ce mișto e.
Magic House, ia. Uolu. Mamă, și asta e șmecheră. Calma, chiar sunt mișto căsuțele astea. Asta nu cinește, aia e chiar mișto. Magic Floating Sphere Block. Așa, stai cu totul buguit, nu mai zic nimic. Magic Roller Coaster. Ok. Oh, mamă. Bă, ești nebun. Bă, ce șmecher. Mamă, ăsta chiar e șmecher. Ăsta chiar e șmecher. Micuț, așa, elegant, dar e frumos. E chiar frumos. Ok, și ultimul, cel din urmă, de fapt. Nu cred că mai avem altceva. Magic Stadium Block. Bun. Bă, ceva e bucuit. Cred că se generează ceva. În fine, nu contează. Hai, să vedem pe ăsta. Spawn will take an average of 5... Don't spawn... What? Spawn will take an average of 5 minutes. Click again if you have the time. If you don't spawn this spawn... Click again, no? Oh. Bun. După... ani... de sta... Oh my god. Deci, după... Ha, ani de stat. Ia hai să vedem. Bun. Trebuie să precizez faptul că... cum să vă zic eu? Modul... Hai să zicem că are niște cerințe destule mari. Adică dacă vrei să generezi chestia asta... Na, nu știu cum să zic, dar înțelegeți voi. Olu. Nice. Bine, chestia asta e de departe cea mai șmecheră. Wow. Wow. Hai mă să închidem asta. De departe foarte șmecheră. Dar ați văzut și voi. Am stat destul de mult să generăm chestia asta. În fine, bun. Pur și simplu un teren de fotbal. Mă rog, chestia nu contează. Pur și simplu un teren de fotbal. În caz că vă e lene să construiți unul. Na, modul ăsta e foarte bun. Cam atât cu acest episod. Mi-a dispărut și skin-ul. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!